Cerca să faci ca altul, cerca ce nu e bine. Vindu un susură frică, face bine pentru tine. Ștefan Bănică Junior a făcut spectacol în noaptea de Revelion la Slatina. Timp de aproape o oră, artistul și bandul său au cântat, au dansat și au aplaudat odată cu publicul. Sute de oameni, atât din Slatina, dar și din județ, au venit la concertul organizat de primăria municipiului. A fost distracție maximă, iar melodiile celebrului artist au răsunat pe scena din Parcul Tineretului. Și anul acesta edilul Emil Moț a fost alături de slătineni. A urcat pe scenă la trecerea dintre ani și a numărat împreună cu aceștia ultimele secunde din 2023. În aplauzele dumneavoastră, cel mai tare gospodar este chiar domnul primar Emil Moț. Haideți să aplauze, vă rog! Ce dorință aveți pentru noul an? Să fiu alături de dumneavoastră, să fiu dragii mei, de slătinenii mei! 10! 9! 8! 7! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! Primarul a făcut apoi baie de mulțime, a dat noroc cu slătinenii, totul sub un spectaculos foc de artificii. La mulți ani, la mulți ani!